Dragi prieteni, bună seara! Este vineri seara, este o zi specială azi, deosebită, este Vinerea Mare. Am vrea din start să vă urăm tuturor sărbători fericite. Vom reveni la acest gând, evident, și la sfârșitul emisiunii, pentru că astăzi l-am invitat pe unul dintre deputații Parlamentului, domnul Tudor Deliu, secretarul Comisiei Juridice a Parlamentului Republicii Moldova, pentru, lucru pentru care vă mulțumesc. Bună seara, domnul Deliu. Bună seara. Așa cum am zis, suntem în Vinerea Mare, o zi specială pentru creștinii din Republica Moldova. Sunt doar două zile, adică de fapt a rămas mai puțin o zi până la momentul când vom sărbători cea mai importantă, cel mai important eveniment din viața creștină a lumii ortodoxe. Dacă aveți un mesaj de la, chiar de la începutul emisiunii pentru telespectatorii noștri, vă rog, că oricum vom reveni spre final la acest subiect. Da, într-adevăr, deci suntem în preajma unei mari sărbători creștinești, mă refer la Învierea Domnului. Astăzi este Vinerea Mare, se mai zice Vinerea Seacă, unde cetățenii trebuie să se, sau creștinii trebuie să pregătească sufletește de către sărbătoarea care poposește în sufletele noastre, și de aceea aș vrea ca să doresc tuturor, fie ca lumina învierii să aducă în sufletele și în casele tuturor cetățenilor dragoste, pace, sănătate și speranță în viitor. Iaște, domnul, probabil că acest sfârșit de săptămână a fost mai molcom, pot spune eu așa, mai calm și în Parlament, pentru că nu cunosc toate detaliile, deci am zis probabil. Cum a fost acea săptămână pentru Legislativul Republicii Moldova? Pentru că chiar ieri am avut o știre foarte îmbucurătoare pentru întreg teritoriul acesta, pentru toți cetățenii. Consiliul Europei, Uniunea Europeană a acceptat sau ne-a oferit un termen previzibil, rezonabil, da, previzibil de aderare la Uniunea Europeană, ceea ce mi se pare foarte important, mai ales în contextul evenimentelor care se desfășoară în, în această regiune, în acest real. Așadar, Parlamentul cu ce a ajuns la legislativul nostru, cu ce a ajuns la sfârșit de săptămână în preajma sărbătorilor de Paște? Deci, în preajma sărbătorilor de Paște, Parlamentul a ajuns cu foarte multe teme de acasă pregătite. Mă refer la faptul că ne mai dispar doar 10 zile până când cetățenii Republicii Moldova vor putea beneficia de liberalizarea regimului de vize. Mă refer la faptul că vor putea circula în țările Uniunii Europene, deci fără a solicita ca să fie perfectată viza. De asemenea, Parlamentul Republicii Moldova și în continuare, deci este axat pe implementarea prevederilor acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, deoarece sperăm că în luna iunie acest acord de asociere va fi semnat după parafarea care a avut loc la Vilnius, și continuăm deci agenda europeană pe care ne-am propus-o atât în campanie electorală, dar și atunci când am declarat-o că noi suntem cei care nu ne putem să trecem la o parte de vectorul european. Apropo, dacă îmi permiți, mi-amintesc, domnul Băsescu spunea zilele trecute că fosta guvernare a Republicii Moldova, adică pe parcursul acestor ani, guvernările Republicii Moldova au reușit să facă o alegere perfectă, axându-și activitatea mai întâi pe segmentul de liberalizare a regimului de vize, spre deosebire de alte țări din acest spațiu care au acceptat mai întâi sau au lucrat mai întâi pe segmentul asocierii. Și a fost o mișcare înțeleaptă. Da, sunt și eu de acord că este o mișcare înțeleaptă, fiindcă pentru a convinge cetățenii Republicii Moldova că totuși Uniunea Europeană este drumul spre care noi trebuie să mergem, mai întâi cetățenii trebuie să vadă ce se face în țările din Uniunea Europeană. Fiindcă atunci când stai închis într-o țară și nu poți vedea după gard ce se face în altă țară, e mai greu să fii convins
convins că acolo e mai bine sau e mai rău. Deci, odată cu liberalizarea regimului de vize, cetățenii Republicii Moldova vor putea singuri să vadă care sunt valorile europene, care este nivelul de trai, care este infrastructura în Uniunea Europeană, și atunci eu cred că mai ușor ne va fi când vom discuta despre aderare la Uniunea Europeană cu cetățenii. Ei vor fi pregătiți. Iar această pregătire trebuie să vină însăși de la ei înșiși. Adică ei trebuie să vadă aceste lucruri. E bine că am adoptat o tonalitate așa mai calmă în această seară, în această emisiune, pentru că suntem așa cum spuneam. Putem altfel, suntem în săptămâna patimilor. Da, spre sfârșitul săptămânii, Vinerea Mare, tonalitatea calmă e bună să existe în sufletul fiecăruia, având în vedere, de fapt, și ceea ce se întâmplă în această zonă în care ne aflăm și noi. Este subiectul la care vom reveni pe parcurs. Sper să putem menține aceeași tonalitate, dar aș vrea un pic să mai rămânem pe acest segment. Ceea ce anunțul pe care l-a făcut Uniunea Europeană ieri, pentru că mi se pare foarte important, se dă o speranță clară sau un reper clar pentru Republica Moldova, pentru că în ultimul timp și legislativul și mulți politicieni, dar probabil și cetățeni, se întrebau: păi ce tot vrem noi în Europa, aderare la Uniunea Europeană, aderare la Uniunea Europeană, dar nu se știe când se va întâmpla și în genere dacă se va întâmpla lucrul acesta. Iată că Uniunea Europeană ne oferă această posibilitate de a vedea cât de cât clar perspectiva. Ceea ce este foarte important și va calma în mare parte spirite, va da un impuls de încredere, de speranță cetățenilor și nu numai celor din partea aceasta a Moldovei, dar mă gândesc și la colegii, la conaționalii noștri din partea stângă a Nistrului. Apropo, dacă ne referim la cetățenii noștri din partea stângă a Nistrului, acum este un flux foarte mare pe la birourile oficiilor de stare civilă, unde vin să-și perfecteze pașapoartele biometrice. Eu cred că cetățenii din stânga Nistrului conștientizează faptul că totuși drumul nostru este spre Uniunea Europeană. Și chiar ultimele date ne demonstrează că la birourile de perfectare a pașapoartelor biometrice Varnița, Sănătăuca, Rezina, este un flux foarte mare de cetățeni care locuiesc în partea stânga Nistrului. Și lucrul ăsta, sincer să vă spun, pe mine personal mă bucură. Chiar am auzit pe un tânăr din stânga Nistrului, care în limba rusă, dar foarte frumos, a spus că eu sunt cetățean a Republicii Moldova și eu iubesc țara mea și vreau ca împreună cu Republica Moldova să pot și eu să asimilez valorile europene. Un lucru extraordinar de spus. Deci, absolut de acord. Da, cu referire la perspectiva noastră de aderare, eu am zis că Parlamentul depune mari eforturi, de ce zic Parlamentul, fiindcă suntem o țară parlamentară, dar să nu uităm că o mare parte sau grosul muncii o face și guvernul în acest proces. Deci este, am zis-o că să implementăm în tocmai prevederile acordului de asociere. Eu mă refer la aducerea și legislației la ACU comunitar, adică corelarea legislației Republicii Moldova cu legislația europeană. Dar aici, domnul Țpaniu, aș spune altceva. Știți, eu tot timpul zic, pentru a ne duce în Europa, noi trebuie să ne străduim să facem și Europa la noi acasă. Deoarece nu numai că cetățeanul trebuie să ducă să vadă cum trăiesc cetățenii în Lituania sau în Germania sau în Franța. E o frază sau, care sună sau, frumos, sau dar ce spune ea, de fapt, de ce spune eu să încerc să argumentez ceea ce am zis și de aceea noi ne străduim ca să construim întâi Europa la noi acasă. Eu am o frază, poate nu ține, nu e atât de modern, dar zic că în Europa nu poți să te duci cu ciorapii rupți. Deci, zicând acest lucru, eu mă refer că noi trebuie în primul rând să creăm și o infrastructură în Republica Moldova. Și mă bucură faptul că anul acesta în satele Republicii Moldova s-a investit foarte mult. Eu mă refer la cele peste 400 de milioane de lei care au fost date pentru dezvoltarea instituțiilor
educaționale, instituțiilor medicale, biblioteci, casă de cultură. Eu mă refer la cele peste 400 de milioane care au fost date pentru infrastructura drumurilor locale. Niciodată nu a fost alocat din fonduri rutieri bani pentru dezvoltarea sau construcția și reparația drumurilor din intravilanul localității. Eu știu că aveți foarte multe întâlniri cu cetățenii, aveți deplasări în localitățile rurale. Cetățenii sesizează acest lucru, remarcă, schimbările, Mă întrebați la început cum a fost săptămâna aceasta. Vreau să vă zic, chiar în ziua de luni am fost iarăși la Drochea, zic iarăși deoarece în fiecare zi de luni plec la Drochea. Am fost în trei localități, am fost la Pelenie, am fost în Popești de Jos, am fost în Popești de Sus, m-am întâlnit cu cetățenii, am discutat despre problemele care le au și le-am adus marea bucurie, fiindcă în fiecare din această localitate, dacă vorbim Popești de Jos, Popești de Sus, în fiecare localitate s-au locat cât peste 1 milion de lei, doar nu asta, nu vorbim de bugetul local, care a fost alocat fie din fonduri rutier, fie din anexa 4 a bugetului de stat, deci care se referă la investiții capitale pentru unitățile administrative teritoriale și acești bani sunt nemijlocit pentru dezvoltarea infrastructurii. Încă o dată repet, drumuri, instituții educaționale și tot aici, tot acum, deci nu de mult, iarăși în fiecare localitate au fost direcționate sume impunătoare, aș zic așa, de bani pentru dezvoltare sau nu dezvoltare, dar repararea, amenajarea grădiniților de copii din grantul care a fost oferit de către Guvernul României 20 de milioane de lei, deci practic de euro, cer scuze, nu de lei, 20 de milioane de euro au fost repartizate deci în localitățile Republicii pentru aducerea în ordine, să zic așa, a grădiniților. Pe de altă parte, probleme oricum sunt. Încercați acum să ne aduceți pe tapet așa niște realizări ale guvernării, este perfect, este bine, dar să nu uităm că ceva timp în urmă în stradă au ieșit mamele cu copii care au considerat și au avut dreptate probabil să considere că li sunt lizate drepturile. Chiar de curând profesorii au ieșit în stradă. Cum pot fi lucrurile acestea puse la punct? Deci eu cred că o să fiți de acord cu mine că niciodată nu poți să rezolvi toate problemele de îndată și să intri în voia tuturor. Dar dacă ne referim la problemele care le-ați ridicat dumneavoastră cu mamele care au ieșit în stradă, într-adevăr, a fost o eroare, o greșeală. De ce trebuie să se întâmple cu acesta? Mă rog, zicala aceea că nu greșești cel care nu lucrează. Într-adevăr, a fost o greșeală, care această greșeală a fost reparată și dacă vor mai apărea unele probleme, cred că noi vom reveni la ea. În ceea ce privește profesorii și aici, eu sunt, de fapt, suntem profesori și țin foarte mult la dascălii noștri și chiar în teritoriu, repet, care foarte este asimilată această frază de cetățeni, că dacă să ajungi să fii ministru sau să fii președinte de țară sau deputat, mai întâi trebuie să treci prin grădiniță, prin școală, adică de la învățător să începi totul. Și noi ar trebui să investim în educație, deoarece chiar dacă nu are rezultat, resultatul nu e scontat, nu e adăuza sau peste 2-3 zile, dar poate fi în ani, însă noi doar atunci vom avea succese, deoarece o țară poate fi bogată atunci când are oameni deștepți, iar deșteptăciunea se începe din școală. Bine. Și de aceea noi, de fapt, în actuala guvernare am majorat de 2 ori salariile profesorilor, deci undeva până la 40%, dar asta nici pe departe nu înseamnă că profesorii beneficiază sau au un salariu decent care poate să-și acopere măcar minimum de existență. De aceea acum se discută la guvern, se găsesc posibilitățile și sperăm că în timpul apropiat va fi rezolvată și problema profesorilor. Eu nu pot să pronunț cifre și procente, dar ceea ce a spus-o și domn prim-ministru când s-a întâlnit cu profesorii, că se caută toate posibilitățile ca în timpul apropiat, deci salariile profesorilor să fie majorate. Ori un profesor nu înseamnă că el vine numai la orele de clasă, el are nevoie și de literatură suplimentară, el are nevoie și de pregătire. Nu întâmplător ni se spunea pe băncile universității că un profesor care într-o zi n-a citit o pagină degradează ca profesor. Și de ce noi trebuie
scriem toate condițiile ca profesorii, într-adevăr, să-i dăm cezarului ce e cezarului. Este adevărat. Știți ce mi se pare mie un pic straniu? Că toată lumea înțelege acest lucru. Iată și noi acum parcă le apreciem la justa valoare munca, dar în același timp lucrurile nu se prea schimbă și mi-e frică că în zilele ce urmează sau în timpul apropiat iarăși vor apare unele probleme. Nu este și de datoria legislativului, guvernului să prevadă niște probleme care ar putea să apară și să le rezolve în fașă, încă să zic așa. Ceea ce ar oferi o maximă credibilitate guvernării, o maximă credibilitate tendinței pe care o avem noi spre drumul spre Europa. Sunt de acord, însă ce aș vrea să menționez, totuși nu pot să rezolvi toate problemele deodată. De fapt, noi suntem țara sau republica care foarte des se schimbă guvernele, foarte des se schimbă și legislativul, dacă nu ținem cont de cei 8 ani de zile când au guvernat, cei care au guvernat și ne-au adus țara în situația care este. De ce zic în situația care este? Nu vreau aici să critic pe nimeni, însă cu părere de rău au uitat că noi avem sate. Nu știu, se credea că Moldova este Chișinău, Bălțu și Cahulu și a uitat că mai avem și Maramonovca, că avem și Popești, că avem și Ghetlova și multe alte localități. Fiindcă ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în localitățile noastre este un dezastru. S-au distrus casele de cultură. Iată, vorbeam de Popești, de Popești de sus, liceul din Popești de sus, care a fost dat în exploatare în anul 50, n-a fost reparat niciodată. Numai cosmetic. Iată, acum noi am investit în acest liceu și sperăm că la anul va fi un liceu model, că într-adevăr s-a investit. Au uitat de lucrurile acestea, drumurile, au uitat de aprovizionarea cu apa. Apropo, noi credem, actuala guvernare și noi respectiv credem că pentru a rezolva celelalte probleme care sunt în localitățile noastre, în primul rând trebuie să asigurăm cetățenii cu apă potabilă. Este o problemă extraordinar de mare. Inginer, Republica Moldova are o problemă la acest și mă bucur că în ultimele, iarăși dacă mă refer la Drochia, anul trecut Țarigradul, deci a fost dat în exploatare unde 100% de cetățeni sunt aprovizionați cu apă potabilă. Anul acesta sperăm satul Mândâc, satul Nicoreni, Chetrosu, poate vor fi 100% cetățenii aprovizionați cu apă potabilă. El atunci când sunt aprovizionați cu apă potabilă sau au apă la robinet, de acum și gospodinele noastre se vor simți mai bine. Deci, asta ar însemna să aduce Europa acasă. Asta ar însemna să aduce Europa acasă. Asta și eu zic, să facem Europa aici, la noi acasă. Dar cu referire la aceea că totuși foarte multe probleme și nu exclus ca mâine să apară altele, sunt de acord, cu atât mai mult că avem, chiar putem astăzi să menționăm că nu exclus că de grabă va fi un val a agricultorilor, deoarece s-a scumpit produsele petroliere tocmai în timpul... Se vorbește că vor scădea aceste prețuri. Tocmai în timpul când trebuie prelucrat pământurile și pus viitoarea roadă, însă vreau să vă zic... Parcă se face special. Parcă cineva o face special, sincer să vă spun. Noi am avut săptămâna aceasta în Consiliul Coaliției o discuție foarte și foarte aprinsă, să zic așa, și credem că în timpul apropiat se va rezolva problema. Dar cu părere de rău, ANRE-ul, care este cel regulatorul pe piață a prețurilor, nu știu de ce, deci încă nu a găsit metodologia cea care să poată să aducă prețurile la o, adică să aducă prețurile cât de cât la situația prețurile reale. De aceea ne străduim, încă o dată zic, că probleme sunt multe, dar ne străduim să le rezolvăm. Și cred că unii, de fapt, vin cu ideea că iată s-a alocat foarte mulți bani acum, în an, posibil să fie an electoral, nu e corect. În toți acești ani noi am alocat resurse financiare pentru rezolvarea problemelor la nivel de localitățile noastre, dar să nu uităm că, dacă, cum nu-mi zice noi, că noi în 2010, când am 2009, mai apoi, de fapt, a fost scurtă guvernare din 2009, mai apoi 2010, când am venit la guvernare, bugetul statului era de 14 miliarde.
acum este de 28 și ceva. Deci noi practic am dublat, Și asta merge în continuare. Creșterea, dezvoltarea economiei. Eu cred că lucrurile vor merge bine atunci când toți om conștientiza că noi nu trebuie acolo în Parlament sau în guvern sau în stradă să încercăm a demonstra care e mai tare și care noi avem o singură misiune. Noi suntem cei care poporul ne-a încredințat să putem să rezolvăm problemele lor în primul rând și să avem o politică corectă. Pentru că suntem o țară mică și dacă țările mari fac politici mari, noi trebuie să facem o politică deșteaptă. Și putem beneficia de aceasta, deoarece țara noastră, acel picior de rai, cum spuneau poeții noștri, deci poate într-adevăr să devină un picior de rai, cu atât mai mult că avem și susținerea atât a vecinilor care ne înconjoară, cât și prietenilor noștri, partenerilor noștri din Europa și statul lor. Pe o gură de rai este adevărat, vom ajunge să trăim și aceste timpuri, dar după câte am înțeles, așa și cum au afirmat în zeci de rânduri, în sute de rânduri, poate europenii, șansele noastre sunt minime din moment ce nu putem combate corupția. Iată, știu că posibil chiar în săptămâna viitoare urmează să fie discutată strategia de reformare a procuraturii. Credeți că e posibil totuși minimalizarea cel puțin a impactului corupției asupra dezvoltării Republicii Moldova chiar și cu această reformare? Ce ar presupune ea? Cât de reușită va fi reformarea procuraturii? Pentru că este un segment important al statului de drept. Cu părere de rău aveți dreptate când ați zis că totuși în Republica Moldova predomină corupția. Eu nu vreau să mă ascund după degeți că, și să zic că nu este așa. Acest flagel, corupția, practic distruge foarte mult ceea ce se încearcă a făuri. Și de aceea noi în Parlament am încercat și continuăm să facem, să adoptăm acte legislative care vine să combată corupția. V-ați referit la strategia de reformare, nu e strategie, ci concepția de reformare a procuraturii. Deci ea a fost elaborată încă anul trecut, a fost prezentarea ei publică, mai apoi a fost creat un grup de lucru prin dispoziția președintelui Parlamentului, în data, dacă nu mă înșel, în luna ianuarie, și deci acest grup de lucru au activat undeva 3 luni de zile și au definitivat concepția de reformare a procuraturii și acum se află în procedură parlamentară. Noi în Comisia Juridică, Numiri și Imunități am discutat concepția și celelalte comisii și sperăm că în viitorul apropiat ea va fi inclusă în ordinea de zi pentru a fi aprobată. Însă, ca să înțeleagă cetățenii noștri, concepția nu este un act legislativ și ea concepția nu produce efecte juridice, este o viziune, niște repere cum trebuie reformată procuratura. Și tot acest grup de lucru care a fost creat, ziceam, prin dispoziția președintelui Parlamentului, are obligațiunea ca în timp de 45 de zile după aprobarea concepției să vină cu proiecte de legi concrete în ceea ce privește implementarea concepției. Și de acum se lucrează asupra, în primul rând, în concepție se prevede o nouă modalitate de alegere a procurorului general. Iar pentru a implementa aceasta e nevoie de modificat Constituția. Și de aceea va fi un proiect de modificare a Constituției, va fi mai apoi o lege nouă cu privire la procuratură care va reieși din modificarea Constituției și respectiv din ceea ce se conține în concepții. Însă, dacă aceste două acte legislative, mă refer la modificarea Constituției și noua lege cu privire la procuratură, încă în viitorul apropiat, încă sunt câteva semne întrebare dacă vor putea fi aprobați sau nu, deoarece schimbarea sau modificarea Constituției necesită 2/3 din voturile deputaților, însă tot acest grup de lucru are misiunea ca în timpul, după adoptarea acestei concepții, să vină cu proiecte de legi de modificare a actualelor acte legislative în vigoare, ceea ce se referă la procuratură.
Sperăm, fiindcă reforma procuraturii se prevedea și se prevede și în strategia de reformare a organelor de drept, care a fost adoptată încă un an în urmă de Parlamentul Republicii Moldova. Și sperăm că lucrul acesta se va întâmpla în viitor apropiat. Dar aici altceva aș vrea să spun, domnul Moțpan. Putem noi să venim cu legi extraordinar de bune și extraordinar de euroconforme, care, când citești legea, sună bine. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să pornim de la altceva, să schimbăm și mentalitatea celor care astăzi sunt angajați în structurile statului, mă refer la toți funcționarii, începând și guvern, și ministerii, și parlament, și instituțiile de drept, mă refer la judecătorii, procuraturi, iată aici noi ar apropo, trebui. Apropo, știu că este deja avizul pozitiv al Comisiei de la Veneția privind proiectele de legi care au fost anterior propuse Parlamentului pentru adoptare, deci, vis-a-vis de sancționarea judecătorilor. Absolut, deci dacă să ne reamintim, deci anul trecut a fost așa numitul pachetul de legi anticorupție, ce cu referire la judecători. Din acel pachet de legi au fost adoptate două acte, iar unul a provocat mai multe discuții, atât în rândul deputaților, dar și în rândul magistraților. Mă refer la proiectul de lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Deci se referă la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Proiectul a fost adoptat în prima lectură, însă până la lectura a doua nu a ajuns, deoarece s-au început foarte mari discuții, foarte mari, să zic așa, chiar și presiuni. Și noi atunci am mers pe ideea că dacă într-adevăr se consideră că acest proiect este prea nefavorabil, ca așa ne zicea, organelor de justiție, am hotărât ca să se pronunțe asupra lui și Comisia de la Veneția. Deci a fost trimis Comisiei de la Veneția, mai apoi reprezentanții Comisiei de la Veneția au venit aici la Chișinău și au avut întâlniri cu întreaga comisia noastră juridică, numiri și imunități, cu reprezentanți, cu grupul de lucru care a elaborat proiectul, cu procurorul general, cu ministrul justiției și acum două săptămâni în urmă, în ședință, deci Comisia de la Veneția a emis acest aviz. Este avizul de acum tradus și se află pe masa fiecărui deputat, deci este în Parlament. Sper iarăși că dacă nu, undeva până la data de 20 aprilie, noi vom include în ordinea de zi acest proiect de lege privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Deci discuțiile au fost foarte multe duse în ceea ce privește colegiul disciplinar. Deci colegiul disciplinar actualmente este în cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, dar acest colegiu disciplinar este abilitat cu dreptul de a aplica sancțiuni judecătorilor în dependență de ceea ce au comisiei. Dar cel mai interesant, că actualmente, chiar dacă există acest colegiu disciplinar și se pronunță sau asupra unor sancțiuni, Consiliul Superior al Magistraturii este cel care trebuie să valideze hotărârea colegiului disciplinar. Practic, acest colegi nu are nicio, zic, o bufonadă, eu așa îi ziceam. În actualul proiect de lege se prevede ca colegiul disciplinar este o entitate, să zic așa, sau o instituție independentă pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii și el de unul singur aplică sancțiuni fără ca ele să fie validate de către Consiliul Superior al Magistraturii și respectiv doar judecătorul căruia a fost aplicat sancțiunea îi se rezervă dreptul, dacă nu este de acord, de a contesta. Însă exact. Nu, da. Și de asemenea în ceea ce privește componența Colegiului Disciplinar. În proiectul de lege se prevede că pe lângă cei 5 judecători care vor fi membri a colegii disciplinari, 4 să fie din societatea civilă. 4 persoane din societatea civilă care vor fi selectați în baza unui concurs organizat de către Ministerul Justiției, să fie persoane competente, dar eu aș zice și altceva. Rolul societății civile este măcar pentru a asigura transparența. Poziția civică. Și transparența în aceste organe. Și deci sperăm că va fi adoptată această Eu zic să continuăm această discuție peste câteva clipe, pentru că vrem să luăm o pauză de publicitate.
publicitate, timp după care vom vorbi și despre alte subiecte la tema zilei. Publicitate. Dragi prieteni, am revenit în studiu. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este domnul Tudor Deliu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Domnule Deliu, vorbeam despre mai multe acțiuni care conjugate de îndreptate împotriva corupției, care conjugate ar trebui să aducă niște rezultate. Este un lucru foarte important de moment ce această sarcină stă nu numai în fața Parlamentului, dar și a Guvernului, a întregii societăți din Republica Moldova și este prioritară, combaterea corupției este prioritară în tendința noastră în drumul nostru pe parcursul european. Când credeți că vom reuși, cel puțin vizibil, să zic eu așa, să aplanăm acest flagel pentru a putea spune că da, noi putem merge în Europa și nu doar să aducem Europa acasă, pentru că până o aduce acasă, bănuiesc eu că va dura mai mult. Avem mai multe șanse să ajungem noi în Europa decât să... De fapt... Pentru că sunt mai multe acțiuni da, care îndreptate împotriva acestui... Da, eu aș zice că fenomenul corupției nu e caracteristic doar Republicii Moldova, însă noi dacă să vorbim de starea lui, adică cât de masiv el este prezent în Republica Moldova și dacă să facem o comparație cu alte țări care vă asigur 100% că și în țările europene, există însă nu în așa măsură. De aceea, misiunea noastră este ca acum, dacă nu să-l combatem total corupția, fiindcă eu cred că este un obiectiv care nu poți atinge într-un an, doi, noi trebuie să facem ca să diminuăm până la minim corupția Republica Moldova. Și am zis-o că la nivel de guvern, la nivel de parlament se întreprind foarte multe lucruri în ceea ce privește combaterea corupției. Să nu uităm că s-a început activitatea și mă bucur, deci Comisia Națională de Integritate, care tot este... Tocmai vreau să zic că deja parcă sunt și niște rezultate, inclusiv în perspectiva inclusiv în perspectiva și să observăm că în presă, deci actualmente apar foarte multe nume de demnitari înalți care admitem că nu sunt chiar de relevanță deosebită, de nivelul la care se așteaptă societatea, dar toate au început și în dezvoltare probabil vom afla și nume mai răsunătoare. Roata s-a pornit. Este important, absolut corect. Și roata s-a pornit și noi trebuie să ne gândim cum să accelerăm, ca roata asta să se miște mai repede. Important să nu apară buturuga mică. Să nu apară buturuga mică, sau mai ziceau și de fapt la țară se zice să nu încerci cineva să pui talagherul. Avem și așa expresie, exact. Dar sunt de ăștia doritori, pentru că vreau anterior să vă întreb, spuneați că asupra legii, adoptării legii privind sancționarea judecătorilor au fost și niște presiuni. Mă gândeam că sunt din interior, n-au cum să fie din exteriorul Republicii. Deci eu nu o să încerc asta să dau, nume, dar vă asigur că au fost și din interior foarte multe forțe. Adică ar fi lumea interesată, politicieni, deputați ar fi interesați să rămână lucrurile așa cum sunt? De ce nu? Sunt unii care le convine starea de lucruri care este. Iată încă o problemă grea pe care avem, Eu nu întâmplător ziceam că trebuie să pornim de la schimbarea mentalităților. Și eu, dacă să vorbim iar să revenim la acest proiect de lege, eu aș vrea să aduc aici din acest studio, deci mari mulțumiri societății civile, care s-a încadrat foarte activ în susținerea prevederilor acestui proiect. Foarte activ s-au încadrat, da. Apropo, domnul Deliu, eu sunt pe poziția de a susține, și cred că majoritatea cetățenilor, ideea de ridicare a imunității deputaților. Poate unii din acest motiv se opun schimbărilor, pentru că se simt cu pușor pe botișor, vorba fabulistului, și imunitatea este ceea ce le permite să stea la umbra legii, așa liniștiți, cam dacă s-ar ridica acest drept actual al deputatului, cred că mai multă încredere ar apare față de legiuitorii noștri. Vă dau dreptate și nu întâmplător, deci încă în campania electorală din 2010, Partidul Liberal Democrat din Moldova a venit în fața alegătorilor cu promisiunea că dacă accedem în Parlament, vom depune toate eforturile pentru ridicarea imunității deputaților. Și vreau să vă zic că anul trecut a fost perfectat
elaborat, de fapt, proiectul de lege privind modificarea Constituției cu referire la imunitatea deputaților, lăsând doar fraza că deci deputatul nu poartă răspundere doar pentru poziția sa sau declarații sale politice și gata. În rest, deci el trebuie să poartă răspundere de ceea ce face. Exact. Acest, ca și oricare cetățean. Dar aici aș vrea doar câteva momente, fiindcă e vorba de modificarea Constituției și modificarea Constituției este o procedură aparte. După perfectarea proiectului ne-am adresat Curții Constituționale pentru ca să vedem poziția Curții, adică Curtea Constituțională trebuie să avizeze. Am primit, apropo, avizul pozitiv al Curții Constituționale de modificare a prevederilor constituționale și, iarăși, legea prevede că odată cu primirea avizului nu poți pune în procedură parlamentară acest proiect decât după expirarea a 6 luni de zile. 6 luni de zile expiră la începutul mai și iată cetățenii care ne privesc vor fi martori oculari că noi vom insista ca acest proiect de lege să fie inclus în ordinea de zi a Parlamentului și să fie supus votului. Vreau să vă zic că inițiativa Partidului Liberal Democrat din Moldova a fost mai apoi susținută și de către toți membrii coaliției pro-europene pe acest proiect, au depus mai apoi și ei semnăturile, că erau 31 deputați doar din fracțiunea noastră, au depus și ei. Dar zic că aș vrea ca cetățenii în luna mai să fie cu ochii pe deputații care vor vota și care nu vor vota, deci ridicarea imunității. Deoarece pentru modificarea Constituției e nevoie de 2/3 de voturi, dar coaliția... Credeți că opoziția ar putea să se pronunțe împotriva? Eu aud prin coloare diferite discuții și poate că ați avut dreptate când a zis că unii se ascund după imunitate și încearcă a face unele lucruri care pur și simplu nu țin de funcția pe care o au. Eu când am venit în Parlament sau când am dat acordul de a candida pe listele Partidului Liberal-Democrat, niciodată nu m-am gândit la imunitate. Poate nici nu știam că deputații au imunitate. Și de ce zic așa? Eu nu pot să fiu imun față de propriul popor. Poporul ne-a delegat pe noi în Parlament să adoptăm legi și să rezolvăm problemele acestei țări. De ce eu trebuie să mă ascund după spatele cetățenilor? Și cu atât mai mult, că eu chiar o zic când merg în teritoriu, când mânuța mea ridicată pentru sau împotrivă, nu e întreaga mâna mea. Este și o bucățică la cei care ne-au votat și ne-au dat dreptul de a ridica bucata lor absolut de mână. Corect. De ce atunci eu trebuie să fiu imun, iar acel cetățean trebuie să nu fie? Deci noi suntem aceiași cetățeni și în fața legii toți trebuie dacă să fie. Dacă stai să gândești bine, acest termen în genere n-ar trebui să aibă loc în activitatea unui legislativ pentru că sunteți reprezentanții poporului. Corect. Și apare disonanța aceasta. Da. Cetățeanul rămâne iarăși după prag, iar deputatul cu imunitatea lui își face treburile. Da. Care ei m-au delegat. Da. Este adevărat și majoritatea așa cred probabil, cum aș încerc eu acum să expun acest gând, că imunitatea este bună doar pentru a-ți ascunde niște treburi murdare, ilegale, pe care le-ai făcut anterior sau care sub această umbrelă pot fi realizate acum. Probabil că, dar mi se pare că a spus că pentru aceasta este nevoie de schimbarea Constituției. Da, modificarea Constituției. Atunci nu avem nicio șansă anul acesta sau până la alegeri să... Dar de ce? Constituția poate fi modificată prin procedură parlamentară cu vota 2/3 din numărul deputaților. Asta în situația dacă participi și opoziția. Păi eu am zis ca cetățenii să fie cu ochii pe deputații care vor vota sau nu, deoarece ne așteaptă un alt scrutin și o să vedem atunci. Cetățenii lasă să vadă pentru cine votează, pentru cei care se ascundă după imunitate sau pentru cel care vine într-adevăr să rezolve problemele. Apropo, comuniștii mi se pare au propus și a fost adoptat în Parlament votarea electronică, da? Dacă nu mă înșele. Votare electronică. La viitoarele alegeri am putea să ne exprimăm votul prin... Nu e votare electronică, e vorba de registru electronic. Sau doar registru. Deci nu comuniștii au propus, deci am să vă... Este un proiect care a fost semnat de câțiva deputați din fracțiunea Partidului Comuniștilor, dar care este problema? Deci
Când au fost operate modificări la codul electoral, asta 2 ani în urmă, a fost introdus și un articol cu referire la registrul alegătorilor. Registrul electronic așa, al alegătorilor. Însă, se prevedea atunci că el să fie implementat de la 1 ianuarie 2014. Mai apoi, prin discuții cu Comisia Electorală Centrală, anul trecut s-a ajuns la concluzia că ei nu erau gata tehnic de a implementa acest registru. Și noi am făcut o modificare în lege că să fie implementat până din anul 2015. Acum, comuniștii au venit cu acest proiect ca să-l implementăm așa, din anul 2014. Eu personal la Comisia Juridică am solicitat să fie prezent, deci președintele Comisiei Electorale, să ne dea deci, garanții că ei sunt gata pentru a implementa, pentru că pot să adopte, dar că ei nu sunt gata material. Am primit garanțiile Comisiei Electorale Centrale că ei la moment sunt gata pentru a implementa acest registru electronic și am revenit la vechea prevedere din codul electoral, proiect care a fost susținut unanim de către toți deputații din Parlament. Iată, sunt lucruri care pot fi sunt unanim. Desigur, desigur. Și deci, începând cu alegerile din următoare, eu nu pot să zic când vor avea loc, alegerile următoare, deci va fi implementat registrul electronic al alegătorilor. Apropo, chiar dacă spuneam de la început că suntem într-o zi specială, astăzi, Vinerea Mare, suntem la o zi de Sfintele Sărbători de Paști, nu putem vorbi să nu vorbim despre situația care se coagulează în această regiune, pentru că și alegerile noastre depind de asemenea în mare măsură, mă gândesc, de felul cum vor evolua evenimentele pe parcursul perioadei imediat următoare, pentru că în această regiune, așa cum cunoaștem cu toții, se creează o situație foarte alarmantă. Lucrurile din Ucraina se pare că evoluează nu tocmai bine și nu știm care vor fi mișcările și ce se vor mai realiza în zilele următoare. Legislativul, dumneata ca cetățean, cum vezi aceste lucruri? Cum vi se pare perspectiva dezvoltării acestor evenimente? Da, trebuie. Că de felul cum vor evolua lucrurile depinde în mare măsură și situația de la noi din țară. Aici multe ar fi de vorbit, nu mi-am propus astăzi, stimați telespectatori, să vorbim anume despre acest subiect cu invitatul meu, pentru că, așa cum am zis, am vrut să avem o tonalitate mai calmă și parcă până acum am reușit să menținem acest echilibru al discuției, dar iată vine de momentul când trebuie să ne pronunțăm și asupra ceea ce se întâmplă vis-a-vis de evenimentele din Ucraina, de ceea ce ar putea să se întâmple la noi în țară. Într-adevăr, trebuie să fim corecți și să spunem că evenimentele din regiune nu pot ca să nu afecteze și situația din Republica Moldova. Unii experți chiar zic că mai mult încă ar putea să ne afecteze cu atât eveniment. Mai mult că este vecinul nostru, mă refer la Ucraina, avem graniță cu Ucraina, avem localități cu vorbitori de limba română în Ucraina. Exact. Da. Avem, deci, mulți prieteni, chiar și multe rude avem, cetățenii din Republica Moldova au foarte multe rude, dar nu la aceasta vroiam ideea să o duc. Deci, într-adevăr, pe noi ne îngrijorează deci, ceea ce se întâmplă în Ucraina, deoarece nu că ne îngrijorează și depunem toate eforturile ca în Republica Moldova așa ceva să nu se întâmple, chiar dacă cineva a încercat să facă acest lucru. Eu mă refer ceea ce s-a întâmplat cu referendum din Găgăuzia, mai apoi unele partide politici care au început cu fel de fel de referendumuri locale, dar vreau să vă zic că dacă să ne referim la Găgăuzia, a fost creată o comisie mixtă din reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova și Adunarea Populară Găgăuzii. Săptămâna trecută a avut loc o ședință și lucrurile se, deci, când stai și totuși încerzim noi permanent. Da. Pentru că și aici, vedeți și dumneavoastră, se creează o comisie atunci când fierbe deja. În zona transnistreană apar și acolo niște turbulențe, iarăși se creează o comisie când fierbe ceva. De ce vorbeam la inițial, stimate domnule deputat, vorbeam inițial de faptul că
legislativ, guvernul, nu știu cine acolo, toți sunt deștepți în fruntea statului, trebuie să prevadă niște lucruri care ar putea să se producă. Sunt de acord, sunt de acord că trebuie să nu alergăm în urma trenului. Însă, știți, mai bine mai târziu decât deloc este fraza aceea. Este adevărat și asta. Dar eu sper, deci, ca să-mi continui gândul, da, că lucrurile în Moldova nu vor evolua sau în, așa cum s-a întâmplat în Ucraina. Am zis că la nivel de Parlament noi ne-am expus, deci, poziția Parlamentului Republicii Moldova față de ceea ce se întâmplă în regiune. De asemenea, Guvernul Republicii Moldova, chiar întâlnirile care le-a avut și doamna German cu domnul Lavrov, mai apoi domnul Leancă în Ucraina, se preconizează... Dar și chiar zile acestea, speakerul nostru a avut o întâlnire cu domnul Narâșchin, am înțeles, parcă lucrurile... Domnul Corma cu domnul Narâșchin, deci se mai fac și întâlniri dintre deputați, deplasări, respectiv sperăm că în timpul apropiat, fiindcă se preconizează o întâlnire a domnului Leancă cu domnul Medvedev la Moscova, vom vedea. Deci eu zic că în viitor nu știu când va fi. Și sper eu că lucrurile acestea se vor rezolva. Transnistria, într-adevăr, problema Transnistriei pe care am moștenit-o și așa și nu am moștenit-o de timpuri și nu putem astăzi totuși încă să o soluționăm până la sfârșit, dar sunt și aici unele rezultate. Și eu cred că nu întâmplător, deci aceste întâlniri care au loc permanent între domnul Karpov și cu reprezentanții din stânga Nistrului, o să aducă rezultate. A fost focarul acesta care s-a întâmplat la Dorotskaya, iarăși, deci, care tot a fost provocat un de către incident, ce... De fapt. Nu s-a ajuns la focat. Nu s-a ajuns, fiindcă iarăși s-a reacționat și aici, s-au deplasat și reprezentanții partidelor politice. Apropo, partidul nostru a fost Partidul Liberal Democrat în frunte cu domnul Filat, a fost și s-a întâlnit cu cetățenii din Dorotskaya, au fost reprezentanții guvernului, fiindcă înțelegem situația, cetățenii deținători de pământ, care proprietatea lor nu pot prelucra, deoarece se află dincolo de șoseaua Tiraspol-Râbnița. Sunt niște lucruri, dar sperăm că în viitorul apropiat ele se vor rezolva. Dar revenim, fiindcă ziceam... Există niște presupuneri sau niște scenarii că Transnistria ar putea să urmeze calea Crimeei, cât e de posibil în opinia dumneavoastră. Nu cred că Transnistria... Nu cred, fiindcă eu nu cred că Federația Rusă va accepta acest lucru, chiar... Acum săptămâna aceasta priveam o emisiune unde cel mai, să zic așa, Jirinovski, care a spus o frază foarte interesantă. Pentru ce ne trebuie nou să mai hrănim și Transnistria? Cam în felul ăsta, deci, s-a exprimat. Deci nu cred că Federația Rusă va recurge, deoarece se duc tratative, se duc discuții în formatul care există 5+2. Chiar dacă unii actualmente încearcă să vorbească despre faptul că nu e cel mai bun format, cineva nu ar trebui să se afle în acest format, eu nu vreau să mă expun aici, fiindcă încă o dată zic, suntem în săptămâna patimilor și nu vreau să învrăjbim spiritele. Eu astăzi mi-aș dori foarte mult să putem acorda încredere spuselor demnitarilor Federației Ruse, pentru că au existat situații când acestea au fost pus la îndoială. Iată, de exemplu, la Viena, domnul Lavrov spune un lucru care parcă ne dă un crede de încredere că lucrurile vor evolua spre bine. Președintele Putin vine să cu un mesaj așa cam pipărat sau nu știu cum să-i zic eu, cam caustic, care întrezește niște suspiciuni vis-a-vis de credibilitatea pe care ar trebui să le acordăm acestor spuse. Evident că noi, fiind o țară mică, așa cum am menționat de multe ori, trebuie să găsim limbaj comun cu toate puterile, cel puțin cu Federația Rusă, pentru că avem aici o mulțime de oameni care sunt locuitori acestui pământ. Dacă vom reuși acest lucru și este și o prerogativa și a legislativului nostru, eu sper că într-adevăr vom avea liniște, pace. Cel puțin vreau că să cred în acest lucru, pentru că sper și zilele acestea, cetățenii noștri, sunt mulți doar care au rude, au
prietenii mormântați în partea cealaltă și vor să treacă acolo. Și aceasta să nu fie din an în an, doar o acțiune de moment. Lucrul acesta ar trebui să fie permanent. Da, sunt de acord, trebuie să fie permanent și aici aș vrea să combat o idee pe care astăzi o foarte des este, o speculează, să zic așa, partidele din opoziție, precum că calea spre integrarea europeană va duce la stricarea relațiilor cu Federația Rusă. Absolut, stimați cetățeni, deci este un fals. Guvernul Republicii Moldova sau guvernarea actuală, deci se străduie ca și în continuare să menține cele mai bune relații cu Federația Rusă. Și de ce? Fiindcă vrem noi sau nu vrem, piața rusească este o mare piață de desfacere pentru agenții economici din Republica Moldova. Și la ceea ce vă refereați anterior, că noi avem un număr foarte mare de cetățeni ai Republicii Moldova care astăzi activează în Federația Rusă și nici de cum, deci calea spre integrare europeană nici de cum nu presupune că noi vom, încă o dată zic, mai moldovenește și vom strica relațiile cu Federația Rusă. Clar, de fapt, că nu este vorba de ruperea relațiilor, este... Păi da, dar aceasta o vehiculează. Sunt anumite persoane, sunt anumite forțe interesate în a vehicula acest lucru, îl fac pentru ce? Pentru a-și ridica ratingul, pentru propria imagine, doar e în disonanță cu politica din această regiune. Absolut, ceea ce menționam eu la început, că totuși problema transnistreană eu cred că va fi rezolvat când partea aceasta de Nistrului va deveni cu mult mai atractivă. Mă refer la partea dreaptă a Nistrului. Atunci rămâne să ne dăm străduința să devenim atractivi. Și ceea ce ziceam astăzi, că este un flux de cetățeni din Transnistria pentru a perfecta pașapoartele biometrice, înseamnă că și acolo se conștientizează acest fapt. Și eu cred că ceea ce s-a produs, ceea ce se face, ceea ce se va face pe viitor este doar spre rezolvarea acestei probleme, dar, repet încă o dată, crearea unor condiții decente aici sau atractivitatea părții drept a Nistrului pentru că... Plus că eu aș mai enumera aici combaterea la nivel de stat, de conducerea statului la corupție, actor de corupție, crearea unei clase, să zic așa, de ce nu? De judecători onești care își fac treaba bine și acest lucru se pare că se mișcă și asta ar fi pentru conaționalii noștri din partea cealaltă a Nistrului, ar fi un exemplu de urmat. Plus că implementarea standardelor europene la nivel internațional, a legilor, a comportamentului. Sunt foarte multe lucruri pe care noi putem să le implementăm aici și ar fi atractive. Și focarele ar dispare parcă de la sine. Foarte des în teritoriu mă întreabă, dar ce o să ne dai nou acordul de asociere care zice că va fi semnat deci în luna iunie? Eu le aduc câteva argumente, dar unul din argumente, că odată semnând acest acord, Republica Moldova va beneficia sau va fi în lista care beneficiază de investiții din partea Uniunii Europene. Și le dau un singur exemplu, că dacă astăzi într-o țară membra a Uniunii Europene un agricultor primește cel puțin pentru un hectar de pământ cel puțin 70 de euro subvenții, asta este doar un singur exemplu, dar sunt țări care și mai mult, oare aceasta nu este un avantaj pentru Republica Moldova? Iar accesul la fondurile europene și presupune dezvoltarea țării în genere, dezvoltarea Republicii Moldova. La nivel, fiindcă eu am folosit azi deseori cuvântul infrastructură, dar de ce l-am folosit? Fiindcă într-adevăr noi trebuie să investim foarte mult în infrastructură. Odată semnând acest acord de asociere, pot să vină la noi și foarte mulți agenții economici să deschidă unele afaceri. Dar cum poți să deschizi afaceri dacă nu e dezvoltată infrastructura? Dacă n-ai drum de acces, dacă nu ai apă, dacă nu este rețea electrică... Dar aceste lucruri ar fi atractive și pentru conaționalii noștri din străinătate. Conaționalii noștri din străinătate care vin și mă bucur, pentru că noi avem astăzi exemple când cetățenii noștri care s-au reîntors din țările europene, unde au muncit ani la rând, au deschis o afacere și afaceri foarte profitabile.
profitabile, foarte profitabile, cu atât mai mult că guvernul a venit și aici cu susținere, proiectul FARE, 1+1, adică la fiecare leu investit, guvernul mai vine cu un leu. Sunt foarte multe proiecte. Ceea ce spuneați cu combaterea corupției, dar într-adevăr am enumerat azi pașii care se întreprind și mă bucură că într-adevăr roata sau carul s-a pornit. Și știți ce e mai interesant? Vorbeați de sistemul judecătorești. Actualmente foarte mulți fug din acest sistem. Fug din acest sistem după adoptarea pachetului de lege. Exact, având în vedere că urmează niște sancțiuni pentru absolut, fiindcă adoptarea unor noi am introdus în acel pachet de lege îmbogățirea ilicită, care nu prea multe țări o au. Ce înseamnă îmbogățirea ilicită? Tu, domnule funcționar, în fiecare an declar venitul este tău. Este și retroactivă? Nu, nu. Deci, tu declari venitul tău, care ajunge la 200-170 de mii de lei pe an. De unde ai tu casă de 4 milioane? De unde ai 4 mașini? Iată asta e îmbogățirea ilicită. Și iată, irită foarte mult, și ești de acord, irită foarte mult expresia asta a lor nevinovat atunci când sunt întrebați de ziariști de unde au banii aceștia, răspund cu nonșalanță, păi i-am câștigat, păi încă nu mi-a dat soacra. Dar știți că ierite, dar este un mare pericol pentru germile acestea de încredere al cetățeanului în actuala guvernare, în viitoarea guvernare, în democrație în genere. Și de aceea eu zic că dacă nu se reușește acum, dacă nu se reușește până la alegeri, schimbări Eu cred că o să reușească, dar hai să fim corecți, fiindcă toate cele despre care discutăm noi acum nu s-au produs în ultimii 4 ani de când suntem la guvernare. Nici nu vorbim despre ele asta. Ele sunt de zeci de ani care și-au fost tolerate, cel mai interesant. Abia actuala guvernare a încercat și încearcă și va continua să fiu auzit, cred că, de cei care cred că noi nu vom continua acest curs, vom continua distrugerea, să zic așa, total acestui flagel pe nume corupția, fiindcă el macină țara. Și cu părere de rău, dacă revenim, la noi foarte des consideră corupt pe cel care l-a prins cu 100 sau 200 de lei, dar nu-i prea văd cu acești care cu milioanele. Și îmi pare rău, deci, dar mă rog, așa e legea, că legile care le-am adoptat nu au putere retroactivă, fiindcă de acum într-o vigoare ar trebui să se adopte niște decizii cardinale vis-a-vis de acest flagel evident. Eu aș veni chiar cu rugăminte, fiindcă sunt sigur că voi fi priviți și de cei care activează în sectorul justiției, să nu încercăm a mima lupta cu corupția. Hai să fim sinceri, că a prins un judecător cu 200 de euro și aici e cel mai mare corupt. Atunci când o să conștientizăm cu toții că noi ocupăm această funcție pentru a putea rezolva problemele care stau în fața noastră și a rezolva în conformitate cu legea. Atunci când o să deviem de la prevederile legale și o să încercăm să facilităm pe unii sau pe alții, atunci noi nu o să ne putem să ne mișcăm înainte. Conștientizarea că noi, cei care ne-au încredințat poporul să diriguim treburile publice la nivel de stat, eu nu mă refer numai la deputați, fiindcă de la deputați vin mai apoi miniștri, guvernul, sectorul de justiție și mai departe. Trebuie să conștientizăm că dacă ne-au, încă o dată zic, ne-au investit poporul în aceste funcții, noi trebuie să muncim pentru popor. Absolut de acord. În același timp, având susținerea Europei, a Statelor Unite, așa cum am observat și zilele acestea, atâtea deplasări au în țara noastră, atâtea vizite importante, ceea ce presupune încrederea mare pe care ne-o acordă statele înalt dezvoltate, statele civilizate, acordă Republicii Moldova. Sunt sigur că vom reuși în momentul când vom fi uniți în realizarea acestor idealuri. Și pentru că suntem, domnule Deliu, pe final de emisiune, să nu uităm, totuși ziceam că suntem doar la o zi de marile, de una dintre cea mai importantă sărbătoare a creștinității, Sfintele Paști. Vă invit să urați creștinilor gândurile cele mai frumoase care credeți trebuie să le spuneți, inclusiv având în vedere și conaționale din partea stânganistului.
Da, deci profitând de ocazie, vreau să mă adresez tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de pe ce mal al Nistrului locuiesc. Avem o sărbătoare care ne unește pe toți. Este o sărbătoare care trebuie să unească. Este sărbătoarea învierii Domnului. Este sărbătoarea luminii divine, luminii învierii. De aceea, în primul rând, stimați cetățeni, eu vreau să vă doresc să fiți sănătoși, să vă bucurați de pace, să vă bucurați de liniște. Dumnezeu să vă aibă pe toți în pază și speranța. Să trăim nu cu speranța doar că va fi mai bine, dar să încercăm ca această speranță să o realizăm. Zi, oră de oră, zi de zi, ceas cu ceas și numai înainte. Drum înapoi nu există. Vă mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. A fost Tudor Deliu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Ne-am străduit astăzi pe cât a fost posibil să avem o discuție cumpătată, așa, pentru că, așa cum am zis, suntem într-o zi specială, suntem în preajma unor cele mai mari sărbători, de fapt, a noastră, a creștinilor. Vă urez și eu multă lumină și soare în casă, încredere. Dumnezeu să ne aibă pe toți în grija sa. Sărbători fericite! La revedere!